Când vine vorba despre investiții, observ că sunt foarte mulți oameni care vor să facă investiții, dar vor să obțină randamente în fiecare lună. Și în momentul în care investești în etf sau în acțiuni, e mai complicat să obții randamente în fiecare lună. Tocmai din această cauză există sisteme automatizate care tranzacționează pentru tine și te pot ajuta să obții un salariu lunar fără ca tu să te implici foarte tare. Tocmai din această cauză astăzi vom discuta despre sisteme automatizate de tranzacționare. Te salut! Cristian Târgoiu sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și astăzi vom vedea cum poți să obții un salariu lunar cu ajutorul sistemelor automatizate de tranzacționare. Acum, noi am mai tot discutat pe acest canal despre tipurile de portofolii pe care poți să le dezvolți. Și în principiu avem trei tipuri de portofolii, pe termen scurt, termen mediu și termen lung. Un portofoliu pe termen scurt înseamnă randamente sub un an, adică lunar, cum am spus mai devreme. Portofoliul pe termen mediu înseamnă randamente între 3 și 7 undeva pe la 5, pe la jumătate. Iar portofoliul pe termen lung, randamentele te interesează peste 10 ani. Acum, pentru fiecare tip de portofoliu în parte ai nevoie de anumite active pe care să le folosești. Și când vorbim despre portofoliu pe termen scurt, vorbim despre Forex, cripto sau Mărfuri. Pentru un portofoliu pe termen mediu discutăm despre acțiuni sau replicare de indici bursieri, iar un portofoliu pe termen lung discutăm despre ETF-uri sau planuri de acumulare. Pentru fiecare tip de portofoliu în parte ai nevoie să faci trei analize. Analiză fundamentală, tehnică și emoțională. Atât pentru portofoliu pe termen scurt, cât și pentru portofoliu pe termen mediu, cât și pentru portofoliu pe termen lung. Analiză fundamentală, tehnică și emoțională. Și poți să administrezi aceste portofolii manual, cu sisteme automatizate sau cu master invest. Fiecare tip de portofoliu în parte se administrează asemănător. Acum, dacă ne uităm așa pe ansamblu, observăm că Singurul mod prin care eu pot să obțin aceste randamente fără să-mi bat capul foarte tare este cu sistemele automatizate. Acestea sunt cele care îmi oferă mie posibilitatea să obțin randamente fără să-mi bat capul foarte tare. Pe lângă asta, principalul motiv pentru care ar trebui să folosim aceste sisteme automatizate este că elimină analiza fundamentală, elimină analiza tehnică, elimină analiza emoțională. Și eu nu mai am nevoie să fac toate aceste analize. Adică mi eliberează mie în primul rând timpul, îmi eliberează emoțiile și îmi eliberează posibilitatea de a greși. Pentru că robotul face doar strategia pe care o are la îndemână, nu se gândește dacă e bine, dacă e rău, dacă piața scade, dacă piața crește. Da? Deci el ia decizii doar în funcție de algoritmul pe care îl folosește. Și atunci, în momentul în care ne gândim la gestionarea cu sisteme automatizate, ar trebui să luăm în calcul strategii diferite. Da? Tocmai din această cauză avem cele trei tipuri de portofolii cu trei sisteme automatizate diferite. Adică, în momentul acesta, eu am dezvoltat un sistem automatizat care se cheamă Robozan, pe care îl folosesc în mare parte pentru portofoliile pe termen scurt. Adică, acest robot tranzacționează rapid de la o zi la alta, astfel încât să ia profituri rapide. Se poate folosi și la un portofoliu pe termen mediu. Teoretic da, practic eu nu aș vrea să-l folosesc acolo. Pentru că la un portofoliu pe termen mediu există un alt sistem automatizat cu o strategie diferită, care obțină randamente diferite, da? care se cheamă robotic. Acest sistem automatizat se poate folosi și pentru un portofoliu pe termen scurt, doar că el nu a fost gândit pentru asta și atunci randamentele nu sunt cele mai bune la un portofoliu pe termen scurt. Randamentele lui sunt foarte bune pentru un portofoliu pe termen mediu. Și bineînțeles, mai avem un al treilea sistem automatizat care se cheamă RoboBen. Acesta este conceput pentru portofolii pe termen lung. Se poate folosi și la un portofoliu pe termen mediu, da, dar nu a fost gândit pentru asta. Da, Acest uh, robot care se cheamă RoboBen este foarte bun și obține randamente foarte bune pentru portofolii pe perioade foarte, foarte lungi de timp. Și atunci, haideți să să-ți arăt cum funcționează practic un sistem automatizat în momentul în care o să-ți arăt cum funcționează acest sistem automatizat, trebuie să iei în calcul că noi avem nevoie să facem simulări pe ce s-a întâmplat în trecut. Adică avem strategia de tranzacționare pe care putem să o simulăm doar ce s-a întâmplat în trecut, pentru că pe viitor nu știm ce se va întâmpla. Și atunci o să intru pe o platformă de tranzacționare să-ți arăt cum se face o simulare a sistemului automatizat care se cheamă Robozan să vezi ce randamente am putea să obținem. Și iată cum arată o astfel de platformă. În această platformă avem în fel următor. Avem robotul care se cheamă Robozan, pe care aș vrea să-l simulez pe paritatea Euro-USD. Pe ce perioadă o să fac această simulare? Păi o să fac simularea de la 1-a 2024 până la 36 -a, a 2024, adică o perioadă de 6 luni. De ce 6 luni? Pentru că este o perioadă destul de relevantă care mă poate ajuta să văd cam care ar trebui să fie randamentele. Cum funcționează această strategie? Păi dacă dau eu aici un start, el ia datele din trecut și începe să facă o simulare astfel încât să vedem cam care ar trebui să fie rezultatele pentru această simulare. Da? Deci el a luat datele din trecut și simulează strategia robotului pe ce a făcut în trecut. Și avem aici câteva poziții deschise, avem TP și SL și dacă măresc cu viteza, vedem că lucrurile încep să se miște într-o direcție sau în cealaltă, astfel încât el chiar dacă nu deschide în fiecare secundă poziții, la o perioadă de timp destul de scurtă de timp, deschide și închide foarte multe poziții. Ok. Bun. Haideți să-ți arăt cum arată în realitate creșterea profitului pe portofoliul acesta. Și avem în felul următor. Ce portofoliu am creat? Păi avem un portofoliu de 10.000 de dolari. Da? Deci acest portofoliu are 10.000 de dolari. Haideți să-ți arăt grafic cum se întâmplă creșterea acestui portofoliu. Și pornim de la 10.000 de dolari, ne uităm aici la graf. Pornim de la 10.000 de dolari, începe robotul și deschide și închide poziții. Unele profitabile, altele mai puțin profitabile. Scopul este ca și pachet de tranzacții el să fie profitabil. Și observăm că valoarea contului crește de la o perioadă la alta, adică el închide, deschide, închide, deschide, închide, deschide, astfel încât într-o perioadă investițională, el să obține randamente, randamente rapide. După această perioadă, vedem aici în partea stângă că a pornit de la 1 ianuarie 2024, în partea dreaptă suntem pe la 20 -a, 6 -a 2024, adică 6 luni. Și haideți să vedem ce rezultate am obținut. Și avem în felul următor. În momentul în care am pornit acest portofoliu, am pornit cu 10.000 de dolari. Aceștia sunt banii pe care eu i-am depus pentru a crea acest portofoliu. După această perioadă de investiție de 6 luni, am obținut un profit net, adică bani la sfârșitul acestei perioade, am obținut un profit net de 12.620 de lei. Da, deci eu am investit 10.000 și peste cei 10.000 pe care am investit, am obținut 12.000. Adică am obținut 120% din investiția mea într-o perioadă de 6 luni. Asta înseamnă că pe lună, pe lună, din acești 10.000, eu aș obține 2.000 de dolari. 2.000 de dolari pe lună. Eu aș putea să-mi obțin un salariu lunar cu investiție de doar 10.000 de euro. mi obțin un salariu lunar de 2.000 de euro în fiecare lună fără ca eu să mi administrez o secundă acești bani. Pentru că de această administrare se ocupă robotul 100%. Acum, asta înseamnă că noi cu toții ar trebui să folosim sisteme automatizate în fiecare zi? Nu neapărat. Eu nu le folosesc pentru că eu dezvolt și mie îmi plac aceste sisteme automatizate. Însă nu este neapărat obligatoriu ca noi toți să folosim aceste sisteme automatizate. Sunt oameni care vor să le folosească, sunt oameni care nu vor să le folosească a cei care vor să le folosească, foarte bine, felicitări, mă bucur pentru randamentele pe care le ai. În cazul în care nu vrei să le folosești, asta este, sunt și alte posibilități investiționale în piață. Și în cazul în care ți-a plăcut acest video și l-ai găsit de ajutor, te rog, apreciază l apăsând butonul de like și încalcă să te abonezi la canal astfel încât să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp este posibil să deții un portofoliu personal, o parte sau toate activele prezentate în acest video. Și nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.